Cu Agenția Națională a Publicii, experiența mea din nou este la fel de tristă. Agenția Națională, la un moment dat, domnule Ungheanu, nu mai aveam cui să mă plâng. Pentru că Ministerul Culturii și Culturii a condus de către Demeter Andra Șișvan. Agenția Națională a Funcționarilor Publici era condusă de Iosef Birtalan. E și acum, bănuiesc. Da, este și acum. Vicepremier coordonator al domeniului culturii și educației era domnul Marco Bela. La secretariatul unde se puteau constata achizițiile publice, la secretariatul general aparținea totul DMR. Consiliului Discriminării, la Consiliul Discriminării, eu am fost foarte afectat pe parcursul acestor ani, era condus tot de către UDMR, nu mai aveam cui să mă plâng. Deci, aveai cui să te plângi, mai că ele erau conduse de către oamenii UDMR-ului. Asta vreau să spun, ajunsesem într-o situație evident care se menține și acum și bănuiesc că reacția Partidului Social-Democrat de a nu accepta guvernarea UDMR, eu bănuiesc că are în vedere o realitate care a fost constatată în România și s-a întrecut orice limită și în consecință oamenii ăștia nu mai puteau accepta. Adică aici nu mai ține de interpretări sau de... ține de o rigoare a realității. Adică dumneavoastră aici să spui că toată această suită, tot acest lanț de funcționari publici de origine maghiară nu e întâmplător. Asta vrei să spui? Nu poate fi întâmplător. E un negociat politic. Aici e o admirație. Este, din punctul meu de vedere, e singurul partid eficient în România care singurul știe să facă... Eficient. Da. Nu deficient, da. Eficient. Bun. Eu aș zice să ne oprim aici, să intrăm în final, pentru că mai avem foarte puține minute. Da, okay. Am făcut ce am promis telespectatorilor. Ceea ce am promis dumitare este o emisiune de excepție în care avem un funcționar public care e și scriitor și care dezvăluie cu consecvență, cu documente, cu capacitatea analitică și de judecare a lor, niște infracțiuni care s-au produs la Ministerul Culturii, pe care le-a divulgat, pe care le-a dat în videag, dar care n-au ajuns să fie analizate acolo unde se cuvine și împreună sancționate. 30 de secunde, dacă mai dați voi, vă rog, împreună cu un om care și-a pus, e vorba de Florin Chilian, care și-a pus în slujba acestui adevăr notorietatea, pentru că eu, indiferent de câtă dreptate aș fi avut, adevărul meu, dacă nu servește pe nimeni, nu-mi folosește nici măcar mie și aș fi notat într-un ocean fără apă. Și acest om, Florin Chilian, pentru că este mult mai vizibil decât mine și coincidența a făcut ca el de fel să fie un activist cultural foarte bun și extrem de eficient, al cărui produs cultural bate foarte bine cu tipul de acțiune pe care îl fac eu. Și mulțumesc lui Dumnezeu că ne-am întâlnit și în felul acesta eu am putut, sau suferințele mele de acolo au putut să fie explicitate cu mult mai mare eficiență. Și împreună vom merge mâine la DNA cu alte cazuri și alte documente despre... Domnul Șoara, am în mână documentul. Un comunicat de presă, din seara aceasta, cu o oră înainte să ne întâlnim. De ce până această dată nu este trimis în judecată și eventual arestat domnul Adrian Iorgulescu, ministrul PNL al Culturii și Cultelor și sau funcționari și n-ați funcționari publici din MCC, cu semnul exclamării. Mâine, 19 decembrie 2008, ora 12, Florin Chilian, colegul dumitare, prietenul, și Marius Marian Șorea, de față, consilier Ministerul Culturii, vor depune o nouă sesizare la Direcția Națională Anticorupție. Cei doi vor solicita parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție explicați prin dosarul de cercetare penală numărul 279 din 2007, dosar care a fost făcut în Ministerul Culturii de cei doi și în cadrul căruia Curtea de Conturi a României a fost obligată să înainteze DNA rezultatele controlului de anul trecut. În demersul de mâine, cei doi vor sesiza DNA, printre altele, următoarele. Totalitatea achizițiilor publice prin care s-a derulat programul Sibiu, Capitala Culturală Europeană 2007, cu prezentarea detaliilor condițiilor în care s-a încheiat contractul de publicitate atribuit companiei Generic Audiovizual. Noi n-am avut timp să vorbim despre asta, e foarte important să îl pomenim și, în general, sunt înșirate în continuare aproape toate cazurile pe care le-a înfățișat aici cu documente în mână domnul Marius Șoara. În documentul înaintea DNA și care conține mai puțin 10 pagini, cei doi mai afirmă. Domnule procuror șef, înainte de a-i spune conținutul acestei zări, vă rugăm să ne comunicați în scris
stadiul în care se află dosarul de cercetare penală pe care l-am citat și evident că se insistă asupra necesității de a se clarifica toate cazurile, cel puțin în cazul promovării imaginii României în țările membre ale UE, cele despre care am vorbit la început, că s-a rezolvat într-un mod ocolit și frauduros până la urmă, printr-o firmă particulară. Suntem de acord cu toții că în România închisoarea a fost interzisă pentru hoți, spune acest comunicat de presă. Domnule procuror șef Daniel Morar, Marius Morar, vă asigurăm că nu vom renunța la acțiunea noastră de a dovedi faptul că Ministerul Culturii și Cultelor a devenit în ultimii trei ani ai actualei guvernări o adevărată școală infracțională care funcționează pe bani publici. Sesizările pe care le-am adresat au avut în vedere, pe lângă încrederea pe care m-a arătat-o instituție pe care o conduce și procedura firesc legală pentru denunțarea unor atari ilegalități. Deci iată ce a făcut domnul Marius Șorea cu consecvență în continuarea acțiunilor sale mai vechi, a dus lucrurile până la capăt, așteaptă un răspuns din partea acestei instituții. Ca să mă pot adresa instituțiilor europene. Am nevoie de răspunsul de la, indiferent care ar fi acesta. Semnează domnul consilier Marius Marian Șorea cu telefonul lui, semnează domnul muzician Florin Chilean, care l-a însoțit, care l-a acompaniat, care i-a prefațat și această carte cu cuvinte foarte potrivite. Ceea ce vreau să mai adaug în final, în acest ultim minut, este că există la acești domni și un sentiment de generație. Și am să vă citesc ce scrie undeva în carte. E vorba de un manifest literar, boierism, foarte sonor și foarte nereușit. A sosit momentul rebufnirii generației fără acces la propria țară. Suntem ultima generație. Nouă ni s-a furat revoluția, știm să prețuim libertatea pentru că luptăm și mai ales vom lupta pentru ea fără să cere privilegii în schimb. Noi nu facem comerț cu aspirațiile fundamentale care țin de condiția umană, suntem în căutarea spiritului cosmopolit și critic al junimii. Iată cum gândesc dincolo de paginile documente acești tineri, iată deci că există în sânul noi generații astfel de reacții care au coerență, care au consecvență. Eu vă urez succes în această chestiune și o să ținem la curent pe telespectatorii noștri în legătură cu ce faceți. Vă mulțumesc!